Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, avionul care scapă pe liderii americani de apocalipsă versus avionul apocalipsei rusesc. Avionul apocalipsei e unul dintre cele patru aeronave Boeing 747 modificate în așa fel încât să poată transporta prin aer membrii importanți ai guvernului în eventualitatea unui atac nuclear. Statele Unite ale Americii au în dotare patru avioane capabile să reziste în cazul unui atac nuclear. Aeronavele au rolul de a-l salva pe președinte și pe toți politicienii importanți care trebuie să ia decizii. Rusia nu mai este de mult singura amenințare la adresa Americii, după ce Coreea de Nord a dezvoltat un amplu program nuclear și s-a arătat cât se poate de ostilă față de Statele Unite. Americanii sunt însă pregătiți pentru ce e mai rău. În cazul unui atac nuclear, există patru aeronave create special pentru a-l salva pe președinte și pe toți oficialii de rang înalt. Denumite și avioanele apocalipsei, ele sunt mereu pregătite pentru a-l prelua rapid de la sol pe cel mai puternic lider al planetei. Aceste avioane sunt ținute într-o bază militară din Nebraska și au la bord întreaga tehnologie necesară pentru a ține legătura cu solul și alte centre de comandă și restul populației, dar mai rămâne din ea. În cazul unei catastrofe nucleare, John Heaton, șeful comandamentului strategic, a declarat într-un interviu pentru CNN că în momentul în care este semnalată apropierea iminentă a unei rachete nucleare, președintele are la dispoziție doar câteva minute pentru a se urca la bordul uneia dintre aceste avioane ale apocalipsei. Salvarea liderului este extrem de importantă pentru că el are rolul de a menține moralul ridicat al națiunii și de a transmite cele mai importante ordine în situații de criză. Una dintre aeronavele salvatoare, denumită E-6B, seamănă izbitor de bine cu un Boeing 707, dar are la bord sisteme de control și de comunicare avansate pentru președinte și restul oficialilor. Importanții pasageri sunt protejați de un pluton de soldați, iar avionul are capacitatea de a funcționa ca o adevărată bază militară, dar una care trebuie să se afle în aer în caz de atac nuclear. La bord trebuie să fie mereu prezent și un meteorolog pentru a studia în permanență starea vremii de pe întreaga planetă. E-6B poate fi realimentată și în aer și poate rămâne în aer timp de câteva zile. E capabilă să comunice cu submarinele nucleare și să transmită ordine fără să aterizeze. Totodată, aeronava e dotată și cu un panou de control de unde pot fi lansate rachete balistice intercontinentale, deci poate să comunice direct și cu silozurile nucleare și să răspundă atacului. Șeful comandamentului strategic spune că avioanele apocalipsei nu au doar rolul de a salva liderii Americii. Ele trebuie să transmită subtil un mesaj puternic adversarilor Statelor Unite, și anume că națiunea americană are capacitatea de a rămâne în picioare sau în aer, în acest caz, indiferent de amenințare. Aceste aeronave există încă din timpul războiului rece și au fost pregătite pentru un eventual atac din partea Uniunii Sovietice. La acea vreme, avioanele apocalipsei se aflau constant în aer pentru orice eventualitate. În mod ironic, anul trecut prin vară, două dintre cele patru avioane capabile să reziste în fața unui atac nuclear au fost avariate în urma unei tornade în Nebraska, punând la îndoială capacitățile lor infailibile. În ciuda mesajului pe care vor să-l transmită americanii, Occidentul, în frunte cu Statele Unite, simte oarecare teamă față de superputeri precum Rusia, care are cel mai dezvoltat arsenal nuclear. Ca urmare a scutului antirachetă cu care se mândresc occidentalii și statele aliate, rușii au pus la punct o armă nucleară capabilă să străpungă acest scut și să străbată până la 10.000 de kilometri. Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat, cum au botezat-o, are o capacitate de 100 de tone și poate lovi chiar și teritoriul continental al Statelor Unite. Și desigur, nu cred că mai e nevoie să amintim și de pericolul venit dinspre Coreea de Nord. Nu-i de mirare că americanii n-au renunțat nici în prezent la diverse mijloace de apărare în caz de atac nuclear. Dar Statele Unite sunt pregătite pentru un astfel de scenariu, iar un general însărcinat cu misiunea unui răspuns la un atac nuclear ar ajunge la bordul unui avion în câteva minute. Ar putea îndeplini ordinele președintelui Statelor Unite și să execute lansarea unui atac nuclear ca răspuns de la bordul unui avion special echipat, numit avionul apocalipsei. Am un anumit număr de minute pentru a urca în avion, a decola și ajunge la o distanță sigură înainte ca o rachetă nucleară să lovească, a declarat pentru CNN John Heaton, șeful comandamentului strategic al armatei americane aflat la baza aeriană Offutt din Nebraska.
În baza militară există un ceas care îi arată acestuia câte minute sunt de când o rachetă nucleară este trimisă de inamic până la impact, câte minute are la dispoziție să ajungă din birourile de comandă din subteran până la pista de decolare. Văd acest avion și întreg arsenalul nuclear al Statelor Unite ca pe o poliță de asigurare pentru America, a declarat generalul de brigadă Gregory Bowen, director adjunct al operațiunilor globale de la Comandamentul Strategic al Armatei Americane. Avionul asigură supraviețuirea noastră ca națiune, a mai spus acesta. Cu un echipaj mic, centrul de comandă din avion poate funcționa din aer la fel ca unul de la sol dintr-o bază militară. Din acest avion știm unde sunt președintele, toți succesorii săi la această funcție, secretarul Apărării Statelor Unite și toți ceilalți oameni importanți, a mai spus acesta. Avionul poate fi realimentat și poate rămâne în aer timp de 2 zile. De asemenea, poate comunica cu submarinele americane și transmite ordine sau mesaje fără a ateriza. Dacă toate persoanele din centrele de comandă de la sol sunt moarte, putem declanșa un atac nuclear noi de la bord, a mai spus Bowen. Acesta susține că avionul, la fel ca întreg programul nuclear al Statelor Unite, are rolul de avertisment pentru inamic. E cea mai simplă formă de descurajare. Ne atacați și țara voastră dispare. E simplu, a mai spus acesta. Recent, echipajul avionului Apocalipse a vorbit despre funcțiile acestuia cu ocazia îmbarcării secretarului american al apărării Patrick Shanahan pentru a merge într-o călătorie de 1 săptămână prin Asia. Avionul, cunoscut și sub numele de National Airborne Operations Center, îi va transporta pe oficialii Statelor Unite în timpul periplului prin Hawaii, Indonezia, Singapore, Corea de Sud și Japonia. Contrar opiniei generale, acest avion nu are ecrane digitale cu touchscreen în cabina pilotului sau în vreo altă zonă. Condițiile pentru care a fost proiectat acest mijloc de transport necesită tehnologii analogice, încât orice sistem digital ar ceda complet în cazul unui război nuclear, a declarat unul din membrii echipajului. Astfel, aeronava devine imună la orice fel de undă electromagnetică puternică generată de un dezastru nuclear. E ca un fel de pentagon de rezervă. Tot timpul avem un avion în alertă și gata de decolare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Gândiți-vă la el în felul următor, e vorba practic despre un centru de comandă, a spus un alt membru al echipei de cabină pentru CNBC. Avionul Apocalipsei E-4B îl urmează pe președintele Statelor Unite în timpul călătoriilor sale, indiferent că e vorba de cele interne sau de cele internaționale, și a intrat în funcțiune în anii 1980 cu o durată de viață care se întinde până în 2039. Acesta transportă echipament special și are capacitatea de a lua legătura cu oricine în orice colț al lumii s-ar afla, poate fi realimentat în timpul zborului și poate rămâne în aer timp de 1 săptămână întreagă, fără să fie nevoie să aterizeze. Acest model de aeronave e coordonat de o unitate strategică de comandă a Statelor Unite, iar exemplarele au bazele în apropiere de Omaha, Nebraska. Atunci când președintele Statelor Unite se află în țară, un avion al Apocalipsei e păstrat tot timpul cu motorul pornit și gata de decolare. Dacă liderul american părăsește spațiul aerian al Statelor Unite, avioanele E-4B urmează, iar în caz de urgență, unul dintre ele este gata să ajungă imediat la aeronava prezidențială Air Force One. Designul avionului a fost gândit în așa fel încât să poată trece fără pagube majore prin unde electromagnetice, având în același timp și cel mai mare echipaj din istoria aviatică a Statelor Unite, 112 persoane. De asemenea, e dotat cu o antenă specială care îl menține pe președinte în contact cu flota subacvatică destinată misiunilor nucleare, chiar dacă sistemele de comunicații terestre sunt distruse. Încă din anii 70-80, acestea sunt considerate cel mai bun mod de a-l menține în siguranță pe liderul american în caz de război nuclear. În februarie 2007, unul dintre avioanele din flotă a fost scos din activitate. Însă atunci când Robert Gates a ajuns în funcția de secretar al apărării în mai 2007, aeronava s-a întors la lucru. E mai rapid decât o explozie nucleară și poate supraviețui unei ploi de asteroizi sau chiar unei apocalipse zombie, scrie ABC despre noul avion prezidențial american proiectat să salveze statul major din Statele Unite în cazul unei catastrofe. Canalul american de televiziune a făcut un reportaj despre aeronava care a costat 223 de milioane de dolari, proiectată să reziste la aproape orice lovitură.
Avionul cu nume de cod E-4B este o versiune modificată a modelului Boeing 747-200 și este dotat cu cele mai avansate sisteme de protecție, printre care și un scut cu puls electromagnetic proiectat să apere cele 7 tone de echipamente electronice. Noul avion prezidențial atinge o viteză maximă de 1000 de km pe oră și poate transporta 112 oameni. Poate sta în aer mai multe zile până la realimentare. Dar, deloc surprinzător, rușii nu au dormit. Și-au pregătit avionul apocalipsei, care ar trebui să-l protejeze pe Putin în cazul unui atac nuclear, dar ce să vezi, acesta a fost jefuit. Avionul de tip Ilyushin Il-80, supranumit avionul apocalipsei, pentru capacitatea sa de a supraviețui războiului nuclear, a fost jefuit în timp ce era la sol pentru lucrări de întreținere, transmite The Moscow Times. Rapoartele citate de presa din Rusia arată că aeronava aflată la sol în orașul Taganrog din sud-vestul Rusiei a fost jefuită de hoți care au rupt trapa de marfă și au furat 39 de echipamente radio. Toate echipamentele erau intacte la ultima inspecție din 26 noiembrie și poliția a luat amprente deschizând o anchetă. Il-80 este unul dintre cele 4 avioane ale apocalipsei aflate în serviciu în Rusia. Aeronava e concepută pentru a rezista unui atac nuclear și pentru a se asigura că un președinte rus ar putea emite ordine armatei de la bordul avionului. Cum spuneam, Il-80 este unul dintre cele 4 avioane ale apocalipsei în serviciu din Rusia, unele informații sugerând că acestea urmează să fie înlocuite cu un model mai modern, Il-96-400N. Rusia urmează să-și construiască un nou avion al apocalipsei care va servi în calitate de punct de comandă aerian în cazul celui de-al treilea război mondial. Spațios, protejat și cu o tehnologie avansată în viitorul apropiat, forțele armate ale Rusiei vor primi în dotare noi puncte aeriene de control în baza navei aeriene de curse lungi Il-96-400N. În Occident, astfel de avioane sunt numite avioanele apocalipsei. În cazul declanșării celui de-al treilea război mondial, la bordul cartierului general zburător, în alta conducere militară și politică a țării, va organiza apărarea și va coordona trupele terestre, aeriene și navale. Avioanele de această clasă există doar în Rusia și Statele Unite. Mai multe detalii despre particularitățile și sarcinile lor aflați în materialul RIA Novosti. Relațiile dintre marile puteri nucleare s-au înrăutățit la maxim. Diplomații au ajuns într-un impas, părțile și-au rechemat ambasadorii. Forțele armate sunt aduse la o capacitate maximă de luptă. Bombardierele strategice se ridică în aer, submarinele nucleare cu rachete balistice ies în ocean, sistemele mobile terestre de rachetă sunt amplasate pe rutele de patrulare. Lumea a înmărmurit în așteptarea celui de-al treilea război mondial. Din fericire, un astfel de scenariu deocamdată e doar o fantezie. Rusia și Statele Unite înțeleg foarte bine că un război de proporții poate degenera în unul nuclear și provoca zeci de milioane de victime. Însă militarii întotdeauna sunt pregătiți de cel mai rău scenariu. Ambele părți presupun că primul atac într-un astfel de conflict va decapita inamicul. Îl va lipsi de o capacitate de a controla trupele și de a organiza o rezistență. Ținta principală sunt centrele militare și politice. Într-o perioadă tensionată, conducerea Rusiei și comandamentul suprem al forțelor armate vor fi transportați în mare secret pe un aerodrom militar unde vor fi așteptați de punctele aeriene de comandă. Sarcina principală a avioanelor apocalipsei este evacuarea demnitarilor de rang înalt din fața atacurilor și oferirea pentru ei a condițiilor pentru controlarea apărării țării din aer. Rezistența acestor puncte de comandă asigură avioanele de luptă și avioanele de realimentare. O tactică similară a fost elaborată și în Statele Unite în perioada Războiului Rece. În cadrul forțelor aerospațiale ale Rusiei există 4 avioane ale apocalipsei Il-80 construite în baza avioanelor de pasageri Il-86. Un sistem puternic de alimentare cu energie, mijloacele moderne de comunicare, condițiile de trai confortabile vor permite aflarea în aer timp de câteva zile, desigur cu realimentări. De predecesorul său civil, Il-80 se deosebește cu o frunte înaltă, cu un compartiment mare în partea frontală a fuselajului, unde este amplasat echipamentul radioelectronic.
Totodată, pe IL-80 nu există hublouri pentru ca echipajul și pasagerii să nu orbească de pe urma unei explozii nucleare din apropiere. În partea din spate se află o antenă pe un cablu destinată comunicării cu submarinele. Informațiile detaliate despre IL-80 reprezintă un secret de stat. Se cunoaște doar că la bordul navei e instalat un echipament pentru dirijarea tuturor tipurilor de forțe armate, e prevăzut un loc pentru muncă și odihna pasagerilor, rezervoare suplimentare pentru combustibil. Avionul poate zbura de pe orice aerodrom civil sau militar, dispune de mijloace de protecție, de arme de distrugere în masă și e capabil să acționeze autonom în cazul distrugerii echipamentelor, sistemelor de retransmitere, comunicare și navigare de la sol sau de satelit. IL-80 se află în exploatarea armatei de peste 15 ani și s-a uzat. În afară de aceasta, avioanele de pasageri IL-86 sunt de cursă medie. Cursa maximă a acestora este până la 3.800 de kilometri, ceea ce e insuficient pentru un punct de control aerian. Iată de ce s-a optat pentru IL-96-400M în calitate de bază pentru un nou avion al apocalipsei. Raza de acțiune a acestei nave în condițiile unei încărcări maxime e de aproximativ 9.000 de kilometri. Forțele armate ale Statelor Unite dispun de 4 avioane E-4B Nightwatch, create în baza avionului de pasageri Boeing 747. Fiecare poate lua la bord până la 100 de persoane și se poate afla în aer până la o săptămână cu o realimentare regulată. E-4B sunt protejate de explozia nucleară și e dotat cu un echipament radioelectronic modern. În esență, avionul apocalipsei american este un hotel zburător. Acolo există toate condițiile pentru o activitate autonomă de câteva zile, bucătărie, WC-uri, zonă de agrement, dormitoare, o cameră de ședințe cu o masă și 9 fotolii, zona de comunicații pentru 29 de locuitori, alte încăperi. Interiorul e unul extrem de confortabil, iar echipamentul e extrem de ergonomic. Probabil, anume din acest motiv, primele persoane în stat din Statele Unite preferă periodic să utilizeze E-4B pentru zboruri la distanțe lungi în diverse state, în cazul unor vizite oficiale, în locul avioanelor prezidențiale Air Force One. Avioanele E-4B sunt mai vechi decât IL-80 rusești. Au intrat în dotare în anii 70. Cu toate acestea, sunt modernizate periodic. În 2015, o parte a bordurilor au trecut prin procedura de reprogramare și modificare a echipamentului de comunicații. Avioanele au obținut accesul la internet cu o viteză înaltă, comunicații în bandă largă, prin satelit, iar canalele speciale protejate cu o bandă largă. Raza de acțiune a E-4B este de 11.000 de kilometri. În afară de aceasta, americanii dispun de 16 avioane E-6 destinate asigurării sistemului de comunicare de rezervă cu submarinele nucleare, precum și pentru utilizarea în calitate de punct de comandă aerian al Statului Major Unificat al Forțelor Armate ale Statelor Unite. În caz de război, aceste nave vor patrula în zona oceanelor Atlantic și Pacific, menținând legătura cu submarinele și avionul apocalipsei E-4B. Prieteni, mulțumindu-vă încă o dată pentru faptul că ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei, pe curând!